vreți să faceți Ilia, lasă-mă în place sau cum că nu înțeleg această susținere a colegilor. Băi, ar fi foarte tare o tranziție, sincer, să apărem, da, să apărem noi în serial la cameră și cei de la cameră la noi la Lia. Există variante, adică eu cred că trăim într-un univers destul de același, adică, bravo Ștefan, așa, bun, și da, evident că am venit să ne susținem colegii. Ba chiar eu am fost și la casting când s-a ținut, pentru că eram foarte curios să văd cum se vede din exterior un casting, știi? Bine, ai fost la casting să vezi castingul, nu să participi. Nu, am fost la casting ca și spectator, nu m-a chemat nimeni, m-am infiltrat. Și după aia m-au acceptat, pur și simplu. Și am văzut în live cine, cum a luat și cum s-au descurcat la casting. Și a fost foarte tare experiența. Că simt în postura asta de spectator. Ai fost, acum n-ai, te uiți, ești date la detalii. Cumva ți-ai îmbunătățit, pentru că noi am stat de vorbă înainte să se lanseze și spuneai că ai avut emoții, că norocul a fost Ana pe acolo și ai putut să te încarci de la ea, ai mai lovit și mașina în parcare. Vai, cred că ești. Acum, că ai văzut și alții în aceeași situație ca a ta și ți-ai dat seama că și tu ai fost la fel, cu broboane pe frunte, cu glasul tremurând. Cumva ai, nu știu, dacă ai luat din... Dacă ai învățat ceva, știi, și să te, cumva să te corectezi. Am înțeles, da. Broboanele încă le am, dar acum pentru că e foarte cald afară, nu pentru că aș avea neapărat foarte mari emoții. Am văzut ce înseamnă să n-ai încredere și că atunci când intri într-o încăpere, dacă n-ai încredere, parcă deja vorbești de la sine, adică nici nu trebuie să scoți ceva pe gură, știi? Și mi s-a părut că de multe ori asta convingea oamenii, cei din juriu, dacă ai sau nu un soi de încredere. E foarte greu, pentru că realmente tu te prezinți în fața unor oameni cu toate dorințele tale, cu toate eșecurile tale și cu toate emoțiile tale, știi? Și e greu să le gestionezi acolo. Dar cam aia e faza, gen, dacă nu pui presiunea faptului că vrei neapărat să iei castingul ăla și intri ca și când, bă, ce-o fi, o fi, ai cele mai mari șanse să iasă bine, știi? Pentru că performanța apare atunci când ești mai relaxat, nu în momentul în care ești încrâncenat sau încordat. Mai ești... Am văzut asta la oameni acolo. Sunt sigur că sunt foarte multe castinguri care n-au fost luate de oamenii potriviți doar pentru că în ziua aia au avut o zi mai slabă, știi? Și invers chiar, oameni care au fost aleși sub nicio formă în cazul de față, dar vorbesc la mod general, știi, că na, contează foarte mult starea. Te-ai mai relaxat? Pentru că atunci vorbeam înainte să se difuzeze primul sezon că erai la filmări, vrei să dai tot ce-i mai bun, să nu dezamăgiți pe doamna Rusa. Deci mă bucur... Te-ai mai relaxat? Da, iartă-mă că ți-am luat, sunt atât entuziasmat. Și de ce? Pentru că eu mă bucur că te văd, pentru că tu ai luat parte în foarte multe momente ale vieții mele și nu neapărat de sus și mai luat încă de când încercam, știi, să fiu actor, după aia când am reușit un pic, după aia când, și acum când sunt, știi, am aici susținerea pe partea... Bine, ele sunt niște cârcotași, au venit doar așa să... Da, să bage bățul în gardă. Cea mai mare fan a lui, este? Un serial, eu chiar sunt cea mai mare fan a lui, de unde la început nu-l suportam. Doamne, m-am emoționat. Vai. Bă, sincer, dar crede-mă. S-a mai relaxat? Ca să-l întrebam dacă s-a mai relaxat și el pe set. S-a relaxat și nu doar că s-a relaxat, a și progresat super mult și chiar e un actor foarte bun. El era un actor, dar n-a avut șansa până acum. Uite cum ai s-a oferit șansa. Deci o să vedeți ce chestii mișto joacă. Vezi ce bine e când te laudă lumea? Te rog, ia-o de aici, că mă simt atât de... Lasă-o, să mai zine. Deci e din ce în ce mai bun, din ce în ce mai relaxat. Nu-ți place ca și soț, dar ca actor... Ba nu, mă adoră ca și soț. A, stai, vorbim de Alice. Stai, mă. Nu, îi priește... Și la ea e cumva ambiția aia. Nu, că eu nu cred că te mai iubești, eu cred că e ambiția aia, nu vrea să piardă. Eu așa văd de acasă ca și telespectator, că nu mai iubești, vrei? E ambiția aia că nu vrei să-l pierzi, știi? Alice cumva. Să iubească pe Petru toată viața ei. O să fiu obsedată de Petru toată viața.
Atât vă pot spune. Sau 3-4 sezoane, cât o să fie. 10 sezoane de Aravelia, tot obsedată de Alice, tot obsedată. Obsesia nu e același lucru cu dragoste. N-ai de unde să știi. Izvorăște probabil din... Doi ce se lasă. Crede-mă, se întâmplă foarte multe chestii. Foarte multe chestii. Deci foarte multe chestii. Și are dreptate doamna, nu Alice, Ioana aici de față, da, că te-ai schimbat între sezoane, așa, se vede evoluția? Eu mă bucur că spune ea asta și eu simt că m-am mai relaxat, evident, dar eu n-aș putea să spun ce a spus ea pentru că... Nu știu, nu pot să fiu atât de... S-a relaxat și a prins încredere mare în el și asta e un lucru foarte bun. Pentru că asta înseamnă proiecte și mai mari, și mai mari și... Lasă-l aici! Nu știu să duc atât bine. Lasă că poți, bine. Uite că ai urcat foarte bine, cum ai zis și tu mai devreme. Tu celebritatea o cunoscuse încă de când ai participat la reality show, de atunci te iubea lumea, dar păi, acum... Dar acum... Lasă că îi dai după aia cocktail la bar, dacă vrei, ți plătește după. Acum, apropo, simți așa că lumea se apropie și mai mult de tine, te opresc peste tot, în vacanțe te recunoaște lumea. Hai mă, lasă fetele, fii atent la mine aici. Te recunoaște lumea și în vacanțe, când pleci prin Portugalia, Germania, Maldive, unde mai pleci tu. Dacă mă recunoaște, m-au recunoscut la Plitvice, în Croația, niște copii, un grup mare de copii, ceea ce m-a uimit, adică erau singuri români de acolo, dar nu cred că notorietatea atât de mare, pur și simplu s-a întâmplat. Este evident, mă recunosc cu oamenii ca și, adică, nu, adică tu ai intrat în atenția publicului, doar că acum acest serial a venit și cu un boom și mai mare. S-a schimbat un fel de percepție, în sensul că până în momentul difuzării serialului, cred că eram Ștefan de la Exatlon sau Ștefan Punct și era o chestie asta gen... Ștefane, ce faci, bă? Foarte friendly, foarte nu știu ce. Da, și își permit, adică nu că își permitea, dar era un dialog între, parcă între doi oameni care se cunoșteau. Iar acum simt-o ca un soi de respect pentru actorul Ștefan, ca să zic așa, în interacțiune, pentru că uneori unii oameni mai spun domnul Ștefan. E ok, să știi că suntem probabil de o seamă sau chiar sunt mai mic decât tine, nu e nevoie să mă domnești. Și mai zicem așa pe final, acum ai curaj să debutezi în teatru, să te duci într-o piesă de asta, de Caragiale, de ceva, da, te duci? Curaj am să fac absolut orice. Acum gata, nimic nu mai să... Nu, curajul îl voi avea, emoțiile le voi avea la fel, știi, adică... dar mi-ar plăcea la un moment dat, dar nu acum, mie îmi place mult ceea ce fac, adică în film, în serial, aș vrea să continui pe drumul ăsta și mi-aș dori foarte mult să joc și într-un film lungmetraj, știi? Te-am întrebat de teatru pentru că mulți sunt reticenți, cum ești tu acum la început. Da. În schimb, după ce ajung în primul spectacol de teatru, spun că e cu totul altă lume. Da. Și că le pare rău că n-au încercat mai devreme. Am jucat deja într-o piesă de teatru înainte să joc orice. Ai jucat? Da, am jucat în Barefoot in the Park, de Sculță în Parc. Am avut rolul instalatorului chiar. Ce contează? Ai fost pe scenă? Da, am fost și a fost minunat și mi-am dat seama că e un virus în cel mai bun sens al cuvântului, care dacă te-a prins, nu-ți mai dă drumul. Eu am simțit că îmi place foarte mult, dar tocmai pentru că eu știam că și trebuie să... Adică eu mi-am dorit un film și în serial. Și eu trebuia să merg pe drumul meu, nu să mă adâncesc în teatru, știi? Și asta s-a întâmplat până la urmă. Mergi pe drumul tău să vină Domnica și când are castinguri pentru o lungmetraj, acum ai pregătit, a furat și secrete de la alți actori cum se prezintă la castinguri, doar să fie. Da. Îți ținem pumnii și de fie, joi. Sincer, simt că am prins meșteșugul meseriei astea, până la urmă... Orice domeniu și orice activitate ai avea, dacă investești suficient de multe ore în direcția aia, lucrurile se vor întâmpla și vei deveni mai bun. Evident, e o matematică extrem de simplă, doar că... și marele avantaj al meu este că am foarte multe ore aici. În schimb, dacă aș fi fost în niște scurtmetraje, lungmetraje, ar fi fost o perioadă foarte mult mai mică decât asta. Filmările de aici, de la serial, se întind probabil pe 2 ani, poate mai mult.
iar eu am suficient timp să exersez tot. Nu să le explicăm celor de acasă că se filmează ca un lung metraj, un episod, ține 2 ore și ceva, deci se poate pune că filmați film peste film. Am înțeles, 13 deja, 14 de film. Da. Da. Mersi frumos, tine. Eu îți mulțumesc. Dă-mi veste. A, iartă-mă, am uitat să spun că joi de la 20:30. Ai zis toată lumea. Perfect, nu mai zic eu. Mulțumesc. Joi de la 20:30. Lia.